La școală, eu, resursă educațională pentru clasa 1, la disciplina dezvoltare personală. Îl cunoști? Cum se numește acest personaj? Să ne amintim povestea lui Pinocchio. Într-o zi, Gepetto, un meșter tămplar, a reușit să sculpteze, adică să facă din lemn o păpușă care semăna foarte bine cu un băiețel. El l-a numit Pinocchio. Pentru că Gepetto își dorea foarte mult un copil, într-o noapte, zâna albastră i-a dat viața acestei păpuși sculptate de el. Astfel, Pinocchio a devenit un copil care putea să meargă și să vorbească la fel ca toți ceilalți copii. Zena i a adus alături și pe greierele Gemini, care să-l ajute să ia decizii bune. Tatăl lui, Gepetto, dorea ca Pinocchio să meargă la școală să învețe. Neavând bani, pentru a reuși să-i cumpere cărțile copilului, tatăl a fost nevoit să-și vândă paltonul. Pe drum spre școală, Pinocchio s-a întâlnit cu alte personaje care l-au împiedicat să ajungă acolo. Acesta nu a ținut cont de dorința tatălui și de cât de important era să ajungă la școală. Pinocchio s-a lăsat păcăli de ceilalți, a acceptat să facă diferite lucruri care l-au întristat mai târziu. Văzându-l ce face, Gemini dorește să-l convingă pe Pinocchio să nu mai asculte ce spun străinii să se grăbească spre școală pentru că acolo copiii învață lucruri interesante și importante. Îl poți ajuta pe Gemini să-i arate lui Pinocchio ce va învăța să facă la școală? Pentru aceasta, doamna învățătoare ți-a așezat pe bancă o fișă care conține imagini cu mai multe activități. Acestea le poți face la școală, acasă, la bunici sau în vacanță pentru a l ajuta pe Pinocchio să afle ce face un copil în clasa întâi la școală, te rog să analizezi cu atenție imaginile și să le decupezi doar pe cele care reprezintă sarcini de lucru de la școală, adică ceea ce faci tu când ești aici. Oprește prezentarea până vei termina de decupat. Care sunt imaginile pe care le ai decupat? Pot să le prezint colegilor fiecare imagine decupată. De exemplu, La școală eu scriu, La școală eu citesc, La școală eu calculez. Prezint în același mod și celelalte imagini decupate. Să vedem ce vom face acum cu aceste imagini pentru a-l ajuta pe Pinocchio să afle care sunt sarcinile de la școală. Greierele Gemini s-a gândit că pentru a ajunge Pinocchio în fiecare dimineață la timp, ar putea să-l îndrume să meargă cu autobuzul școlii. Trebuie să-l ajutăm pe Pinocchio să se urce în autobuzul potrivit, autobuzul care va arăta ce se face la școală. Decorează autobuzul care merge la școală cu sarcinile pe care tu le-ai decupat de pe fișă. Lipește ceea ce ai decupat pe autobuzul desenat pe foaia primită de la doamna învățătoare. Acesta este autobuzul pe care l-am decorat eu. Al tău cum arată? Prezintă-l colegilor tăi! Pentru ora viitoare, îți recomand să desenezi o casă pe care să o decorezi cu activitățile pe care le faci acasă. Câte dintre cele pe care le-ai lipit azi le vei desena? Eu cred că și acasă citești, scrii, calculezi, decupezi, desenezi, faci mișcare și multe alte lucruri care te ajută să te descurci bine la școală.